În fiecare an, în prima vineri după Paște, Biserica Ortodoxă sărbătorește izvorul tămăduirii. Creștinii ortodoxi vin în această zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiazma Mică. Bisericile câmpinene au fost luate cu asalt în această dimineață de sute de credincioși veniți să asiste la slujbă și să ia acasă apă sfințită. Unii dintre ei au adus cozonaci, ouă roșii și alte bucate pentru a fi sfințite. În curtea bisericilor au fost pregătite butoaie cu aghiazmă pentru credincioși. Am venit să luăm apă sfințită. Pentru ce este bună? Pentru vindecarea tuturor bolilor și a răutăților și a tuturor, tot ce este rău pe lumea asta. Ați asistat și la slujbă? Alungă toate relele și toate spurcăciunile și bolile și toate. Este o zi deosebită pentru că, așa cum îi spune chiar numele, astăzi noi serbăm izvorul, apa sfințită pe care Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, harul Preasfântului Duh, pentru rugăciunile Preacuratei Maici a Domnului, a Sfintei Fecioare Maria, ne tămăduiește. Deci astăzi noi venim la acest izvor al tămăduirii, care este harul lui Dumnezeu prezent în apa sfințită, pentru a cere ce? Tămăduire. Tămăduire sufletească, tămăduire trupească. Indiferent cât ni se pare că am fi de puternici, de sănătoși, fiecare dintre noi avem o suferință. O suferință pe care cei de lângă noi o simt, o văd sau pe care nu o văd, dar pe care noi o știm și o cunoaștem și este prezentă. Suferința poate să fie suferința trupului, care se manifestă prin dureri, prin diferite probleme pe care le putem trata, mai ales cu ajutorul medicilor, cu ajutorul medicamentelor pe care le primim tot ca lumină și ca luminarea lor de către Duhul Sfânt. De asemenea, suferința trupească o putem trata prin Sfânta Taina Sfântului Maslu, prin Sfânta Spovedanie, care ne iartă păcatele și ne aduce tămăduire. Dar vorbim în primul rând despre suferințele sufletești, despre bolile sufletești, care de multe ori pot fi mult mai grave decât bolile trupești. Acestea ne tulbură întreaga ființă. Acestea pot fi izvorătoare de păcate deosebit de mari. Și tocmai de aceea, cei care suntem luminați de Duhul lui Dumnezeu și astăzi înțelegem această importanță a izvorului harului lui Dumnezeu, venim pentru căpătarea vindecării, pentru căpătarea acelei puteri care să alunge de la noi aceste suferințe. De aceea, ca o concluzie, este ziua în care neamul creștinesc trebuie să alergăm la Sfânta Biserică pentru ca să ne sfințim cu harul lui Dumnezeu prezent în apa sfințită și prin această sfințire să căpătăm tămăduire bolilor noastre trupești și sufletești. Câți litri de apă sfințită aveți pregătită pentru creștinii care au asistat astăzi la slujbă? În fiecare an ne pregătim cu mai mult de o tonă, având în vedere că sunt mulți cei care doresc să ia câte un pic din această apă sfințită.